Bărbatul din imagine este din Camerun. Spune că în țara de origine este frig, însă nu a văzut zăpada. Se bucură de cea de la Rânca și își învață copilul să schieze. Moșul a adus copiilor o vacanță la Rânca și ne dăm cu placă, cu snowboard. Cum vi se pare stațiunea? Nu, e de vis. Da? Nu știam că există așa ceva. Înseamnă foarte mult cu Deuzal din Franța. Okay. Foarte frumos. Mai sunt de făcut, dar este o... Lipsesc infrastructurile, dar eu zic că e de viitor aici. Mi-a plăcut foarte mult pentru că e multă zăpadă și putem să le dăm cu schiuri, cu snowboard-uri. Ca el, sunt alți 5.000 de turiști care au venit în aceste zile în stațiunea Gorjeană, una dintre puținele din țară în care este acum zăpadă naturală. Este zăpadă foarte, foarte bună pentru schi. Păi da, se dădea fratele meu și m-am gândit să mă dau și eu. Și cum ți se pare? Foarte frumos. Și aici, la Rânca, cum e? Bine, părtia este bună. E chiar fain, chiar a făcut frumos și zăpada e super. Rânca se află la 1650 de metri altitudine și are 5 pârtii de schi. Stațiunea Rânca a fost înființată în 1930 la inițiativa unui localnic, primele 5 cabane fiind ridicate din fondurile Băncii Populare a Novăcenilor. Înainte de 1989, la Rânca existau doar câteva cabane și un centru de pregătire pentru armată. Puținii turiști îndrăgostiți de munte care veneau aici își instalau corturile în mijlocul naturii. Astăzi se poate vorbi despre o adevărată stațiune, căci există peste 600 de cabane, pensiuni și hoteluri, cu o capacitate de cazare de peste 5.000 de locuri.